Independența României, 9 mai sau 10 mai? În mod greșit s-a afirmat și se mai afirmă și astăzi, în presă, radio, televiziune și chiar în unele manuale școlare, că independența României a fost proclamată de domnitorul Carol I la 10 mai 1877. Sau că a fost proclamată de Mihail Cogălnicianu la 9 mai și sancționată de domnitor la 10 mai. Unii au scris că independența a fost votată de cameră la 9 mai și de senat la 10 mai. Alții au susținut că moțiunea intempestivă a lui Nicolae Fleva l-a obligat pe Mihail Cogălnicianu să declare independența României la 9 mai. Greșeli, oarecum asemănătoare, se strecoară și în unele manuale de istorie pentru clasa a 12-a. De pildă, într-un manual de istoria modernă a românilor, apărut în 1996, la editura Clionova, se arată, în mod corect, că prin moțiunea adoptată de Parlament, la 9 mai 1877, România își proclamă independența absolută, dar se afirmă apoi textual, la 10 mai 1877, principele Carol I semna Declarația de Independență a României. Ori, nu există niciun document, nicio declarație de independență semnată de domnitor pe 10 mai. Mai grav este faptul că în manualul apărut în 1999, la Sigma, se afirmă doar, în mod eronat, că la 10 mai 1877, principele Carol I semna Declarația de Independență a României, iar moțiunea, votată de Parlament la 9 mai, prin care, în adevăr, s-a proclamat independența, nici nu se amintește. Aceste afirmații regretabile, făcute în necunoștință de cauză, creează confuzii în rândul elevilor, studenților și chiar ale unor profesori din învățământul preuniversitar. Pentru lămurirea lucrurilor, voi reda, pe bază documentară, desfășurarea evenimentelor din acele zile. Mai întâi trebuie precizat că, într-un stat constituțional, cum era România la 1877, Parlamentul, nu suveranul ori guvernul, Parlamentul era singurul organ îndreptățit să ia o hotărâre referitoare la independența acelui stat. Apoi, acea hotărâre a Camerei și Senatului, exprimată la 9 mai, prin moțiuni, votate în unanimitate de reprezentanții națiunii, nu avea caracterul unei legi care să fie sancționată sau promulgată de domnitor. Era o hotărâre a țării întregi, era realizarea unui ideal național. După cum se știe, spre sfârșitul lui aprilie 1877, artileria otomană a început bombardarea orașelor românești de la Dunăre, iar la 26 aprilie, tunarii români de la Calafat au răspuns acestor provocări, trăgând asupra Vidinului. Imediat, armata, presa și numeroși parlamentari au cerut proclamarea neîntârziată a independenței naționale și participarea directă a României la războiul antiotoman. La 28 aprilie, domnitorul Carol nota în memoriile sale că în cameră se pregătește o moțiune prin care se cere proclamarea independenței. Cogălnicianu se opune acestui curent, temându-se să nu aducă fapte pripite și vătămătoare. La 29 aprilie, adunarea deputaților și la 30 aprilie senatul, criticând actele de agresiune turcești, au declarat starea de război între România și poarta otomană
și au cerut guvernului să ia toate măsurile ce se impun pentru a asigura existența de sine stătătoare a țării. Inițial, mulți deputați doreau să proclame atunci independența absolută a țării, dar, sfătuiți de miniștri, au votat numai starea de război, fapt pentru care au fost criticați de ziarele Românul și Telegraful. La 7 mai, într-o ședință a Consiliului de Miniștri, prezidată de domnitor, s-a discutat oportunitatea proclamării imediate a independenței. Proclamarea independenței într-o ședință publică a Camerei, scrie Nicolae Iorga, era dorită acum de Mihail Cogălnicianu, după ce C.A. Rossetti, președintele adunării deputaților, se asigurase de numărul necesar de voturi. Astfel, în ziua de luni, 9 mai 1877, în cameră, din însărcinarea grupării liberal-radicale și cu asentimentul miniștrilor, deputatul Nicolae Fleva a interpelat guvernul dacă s-a conformat votului din 29 aprilie, aducând la cunoștința puterilor garante ruperea legăturilor de dependență față de poartă și, prin urmare, independența absolută a României. Răspunzând interpelării, Mihail Cogălnicianu, ministru de externe, sublinia, în aplauzele deputaților, că legăturile cu puterea suzerană fiind rupte, suntem independenți, suntem națiune de sine stătătoare, iar guvernul va face tot ce va fi cu putință ca starea noastră de stat independent să fie recunoscută de Europa. La închiderea ședinței solemne, adunarea a votat moțiunea prin care ia act că rezbelul între România și Turcia, că ruperea legăturilor noastre cu poarta și independența absolută a României au primit consacrarea lor oficială. Tot în aceea zi, de 9 mai, Senatul a votat, tot în unanimitate, o moțiune asemănătoare. După votul din cameră, președintele C.A. Rossetti a amintit deputaților că a doua zi, adică la 10 mai, se împlinesc 11 ani de la înscăunarea domnitorului Carol și i-a rugat să meargă la palat la ora 13, să-l salute de bună venire și totodată să salute această reînviere a României. În după amiază zilei de 9 mai, un mare număr de bucureșteni, care se strânsese în jurul clădirii adunării, primind cu entuziasm vestea proclamării independenței, au manifestat pe străzi până seara târziu, scrie Nicolae Iorga, împreună cu vreo 1000 de studenți, cu drapele și torțe, cântând Deșteaptă-te române. În seara acelei zile au avut loc manifestații de bucurie și la Craiova și Iași. A doua zi, marți, 10 mai, la ora 11, s-a oficiat un tedeum la mitropolie, apoi în altele autorități ale țării au mers la palat pentru a-l felicita pe domnitor cu prilejul celei de-a 11 aniversări a suirii sale pe tron. Cu acest prilej, aproape toți vorbitorii au arătat și progresul realizat de țară în cei 11 ani de domnie, încununat cu proclamarea independenței. Domnitorul a mulțumit pentru îndemânarea cu care s-a urmat în îndeplinirea dorinței celei mai scumpe a țării întregi, pentru unanimitatea cu care Senatul și Camera a proclamat ruperea unor legături care de mult își făcuseră timpul, accentuând că prin aceasta România a reintrat în vechea sa independență ca națiune liberă, ca stat de sine stătător. În concluzie, proclamarea independenței naționale a României a avut loc la 9 mai 1877, dar de atunci, fără a se ignora adevărul istoric, s-a considerat necesar ca ea să fie celebrată la 10 mai,
odată cu aniversarea înscăunării domnitorului Carol I și cu festivitățile închinate proclamării regatului în 1881, spre a fi o singură sărbătoare cu întreite semnificație și care, din 1897, a fost decretată și ca zi de sărbătoare de toate școlile din țară.